Bună ziua tuturor și bine v-am găsit! Numele meu este Andreea Chebac și alături de mine se află, ca întotdeauna, unul dintre lectorii Fundației Calea Victoriei. De data aceasta stăm de vorbă cu Andreea Chiriță. Andreea, bine te-am găsit! Bună! Andreea este lector al Universității din București, unde predă limba și literatura chineză. Chiar a locuit și a studiat o vreme în China, așa că la Fundația Calea Victoriei era firesc să susțină un curs dedicat tot culturii chineze, un curs care se numește, și o să vă spun exact titlul lui, China, o mare civilizație, mitologie, artă, spiritualitate și împărați celebri. Andreea, sunt multe lucruri despre care trebuie să vorbim astăzi, dar o să te rog să începem prin a ne spune cum a apărut pasiunea ta pentru cultura chineză, când și cum a luat ea naștere în viața ta. Pasiunea mea pentru cultura chineză a apărut mai degrabă prin pasiunea pentru limba chineză. Eu nu știam multe lucruri la vremea respectivă, eram în clasa 10-a, cred, eram la liceu. Și m-a atras în primul rând, mă atrăgeau caracterele, hanzurile, cum le spunem noi, hieroglifele scrise de pe pastele de dinți. Aveam în casă și o cărticică cu zodiacul chinezesc și la sfârșit erau date toate hanzurile pentru fiecare animal în parte și mă gândeam eu la vremea respectivă că ia uite ce interesant să știi să scrii așa și așa mai departe, dar altminteri eu nu știam foarte multe lucruri despre China decât așa că are o cultură fascinantă, dar nu știam în ce constă fascinația respectivă. Era mai degrabă un clișeu care mi se formase în minte decât o înțelegere cât de cât reală, să spunem. Deci, pasiunea mea a început ca, nu știu, mai degrabă din motive destul de superficiale, aș putea spune, că mi se părea așa, nu știu, în clasa 10-a fiind, și adolescentă fiind, mi se părea că este China și limba chineză reprezintă cumva un pas în afara mediocrității, prin care poți să fii altfel, să fii diferit, să fii teribilist, așa, un gest teribilist mi se părea. Da, pentru că până la urmă cultura chineză și asta, de asta ne și fascinează, că de fapt încă nu știm atât de multe lucruri despre ea. Și tu ne aduci puțin mai aproape prin cursul ăsta, însă, așa cum le avertizez încă din prezentare, cultura chineză se întinde pe mulți ani. Tu ai ales o bucățică. Vreau să ne vorbești puțin despre bucățica pe care o să o dezbați la curs, perioada pe care ai ales-o și de ce ai ales acea perioadă. N-aș spune că e o bucățică, pentru că cursul se întinde totuși cam prin trece, este ca un fel de trecere în revistă cam prin toate dinastiile Chinei, mai ales cursul acela de împărați chinezi, apoi mitologia, nu știu de când până când se întinde mitologia, da, de exemplu, și așa mai departe, adică sunt o sumedenie de aspecte culturale acolo, care țin totuși de întreaga perioadă a Chinei clasice, deci mai degrabă pot să spun că m-am gândit la, nu știu, a face o trecere revistă a Chinei clasice, mai degrabă, într-adevăr, axându-mă pe anumite puncte pe care eu le-am găsit esențiale în ceea ce privește cultura Chinei clasice. Și asta pentru că, așa cum ai spus și tu înainte, lumea nu știe încă, adică sunt o grămadă de lucruri pe care noi nu le știm despre China clasică. Poate, hai să zicem că lumea a auzit de sigur de zidul chinezesc, cum auzisem și eu în adolescență, dar știam, nu știu, știu că era povestea aceea că e singura clădire care se vede de pe lună, da, sau nu știu, povești de e genul. Adevărat? E adevărat? Am înțeles că nu ar fi adevărat, n-am fost pe lună să văd, dar se pare că nu. În fine, deci câteva lucruri așa știm în general și în fine, studiind și aprofundând, îți dai seama că lucrurile sunt mult mai complexe și mi-am dat seama că, în fine, pentru majoritatea oamenilor, pentru majoritatea dintre noi, China reprezintă încă un teritoriu complet necunoscut.
China clasică. La fel ca, așa, de altfel, același lucru se poate spune și despre China contemporană. Dar ca să o înțelegem pe cea contemporană, e totuși important să o știm și pe, să înțelegem cât de cât mai bine care sunt fundamentele culturii chineze clasice. Și asta încerc să demonstrez, să inițiez prin acest curs. Ai menționat mitologia chineză și eram deja pregătită cu o întrebare, pentru că mă face foarte, foarte curioasă. Știu că nu putem trece în acest interviu, în acest scurt interviu, prin toată mitologia chineză, nici nu ne propunem asta, însă o să te rog să ne spui un mit sau o legendă care ți se par ție ilustrative pentru acea mitologie sau care îți plac sau care îți place ție unul dintre ele. Mie personal îmi plac cam cazul fiecărei mitologii de pe planeta pe care trăim. Îmi plac în primul rând miturile creaționiste. O să vedem, de exemplu, în China, mitul meu favorit, sunt și aici o sumedenie, dar mitul meu favorit este mitul lui Pangu, care este un domn așa foarte gras și păros, care apare dintr-un ou cosmic și separă cerul de pământ. Și după ce separă cerul de pământ, moare. Se odihnește câteva sute de mii de ani și moare. Iar moartea sa este una extrem de interesantă și asta este partea mea favorită, pentru că trupul său începe să se descompună. Și, de exemplu, părul de pe mâini se transformă în păduri și în copaci, ochii în lacuri și mări, sudoarea sa la fel în râuri și așa mai departe. Deci, fiecare componentă a trupului său se transformă în, practic, lumea noastră terestră în care, care trăim. Și, de exemplu, iarăși mi s-a părut interesant, microbii de pe trupul său se transformă în oameni. Deci, iată originea lumii în viziunea chineză. Mie mi se pare interesant acest mit, pentru că mi se pare este un mit taoist, aș vrea să spun, și asta este un lucru destul de important, pentru că probabil că lumea știe faptul că doctrina care domină cultura chineză este totuși cea confucianistă. Doctrina confucianistă cumva respingea ideea de supranatural, nu o legitima, nu în sensul că refuza existența acestei tip de trăiri supranaturale sau nu respingea acest tip de gândire supranaturală, dar nu făcea parte capitalul său doctrinar, să-i spunem, tocmai pentru că nu-i vedea utilitatea socială. În schimb, cea taoistă, care a produs aceste mituri despre care vom vorbi și la acest curs, pătrundea adânc în zona aceasta a supranaturalului, extrem de interesantă. Îmi place acest mit, ca să revenim la întrebarea inițială, pentru că mi se pare emblematic pentru ceea ce înseamnă viziunea taoistă din mitologia chineză asupra universului, adică ideea aceasta că, să spunem, trupul uman sau corpul uman este o oglindire sau un microcosmos, o oglindire a universului, iar și de aici, de altfel, derivă și principiile, de exemplu, de medicină chineză și așa mai departe, pentru că fiecărui organ îi corespunde un element din natură sau din univers și așa mai departe. Deci, un mit atât de simplu poate să explice o mulțime de lucruri care țin de China și de cultura chineză. Sunt curioasă, am citit tot în prezentarea cursului tău despre tradiția festivalurilor chinezești. Și aș vrea să vorbim puțin și despre asta, tot așa, îmi dau seama că partea la suprafață, pentru că e vorba până la urmă despre viața publică, cumva. Aceste festivaluri reprezentau viața publică. Ce poți să ne spui despre ele? Eu să amintesc, pentru că nu avem timp să trecem în revistă tot ceea
ce este de spus, dar tocmai pentru că chinezii chiar au sărbătorit de curând Festivalul Mijlocului de Toamnă și aș fi vrut să... Este unul dintre festivalurile pe care le voi aborda și la curs. Este un festival foarte important, nu doar pentru China, dar pentru toată zona est-asiatică, să-i spunem, și pentru toate culturile, să zic, satelit, pe care China le-a influențat în perioada dinastică. Acest festival este sărbătorit deci și în Japonia, și în Coreea, și în Thailanda și așa mai departe, tot ce înseamnă Asia de Sud-Est, desigur căpătând specificul țării respective, odată ce acest festival trece granițele Chinei, să zic așa. Acest festival sărbătorește recolta bogată a toamnei, sărbătorește luna, este plasat în a 15-a zi a celei de-a 8-a luni din an, după calendarul tradițional chinez, și asta vine întotdeauna în septembrie, oricum. Nu e niciodată în aceeași zi ca Paștele la noi, să spunem, dar este întotdeauna în septembrie, iar chinezii l-au sărbătorit de curând și este în perioada asta se mănâncă, de exemplu, prăjitura lunei este sărbătorită, luna și o grămadă de se petrec, iar chinezii chiar sărbătoresc, deci întreaga Asia este chiar prinsă în acest festival, chiar sărbătoresc acest festival care este plin de culoare, de fel de fel de concursuri cu bărci dragon, cu lampioane, o sărbătoare extrem de luminoasă, care o sărbătorește de asemenea și pe, revenind la mitologia chineză, și pe zeița Chang'e, care fuge pe lună. Este un alt mit chinez. Nu știu dacă avem timp acum să-l povestim. Este foarte scurt. Aș putea să-l spun. Da, pentru că ea este personajul principal până la urmă la acestui festival. Zeița Chang'e este soția arcașului Hou, care săgetează 9 din cei 10 sori care pârjoleau pământul. Arcașul Lis se întoarce acasă cu un elixir al nemuririi în urma acestei isprăvi pe care a făcut-o aceea de a nu a ucide cei 9 sori care pârjoleau pământul și printr-un... Acum sunt foarte multe variante, dar din o întâmplare sau accident și așa mai departe, zeița Chang'e, zeița lunii, îi fură, ia acest elixir al nemuririi și prin urmare se umflă și trebuie să zboare spre lună împotriva voinței sale și în fine ajunge pe lună și acolo să lășuie alături de un iepure, un alt personaj mitic și alături de un alt domn bătrân. În fine, și se spune că în ziua aceasta a festivalului mijlocului de toamnă, când potrivit tradiției chineze luna este cea mai rotundă și cea mai puternică și cea mai aproape de pământ, putem zări, în fine, acele forme un pic întunecate pe care le zărim pe lună, ar fi zeița Chang'e alături de iepure și de celelalte personaje pe care ea le găsește acolo pe lună. Sunt curioasă câte astfel de festivaluri există pe parcursul unui an în China, pentru că impresia mea din ce ne-ai povestit este că se întâmplă destul de des. Sunt foarte multe festivaluri, dar ele sunt mai mult sau mai puțin sărbătorite, să-i spunem. Acum depinde, desigur, și de regiunea, din provincia, de etnie și așa mai departe. Sunt multe, sunt mii, aș putea spune, dar toate au specificul lor și local sau etnic. Da. Tot vorbim și spunem că sunt multe informații și nu le putem acoperi aici. Îmi dau seama că o să fie un curs doldora de informații și de date. Aș vrea să încheiem cu o întrebare ceva mai personală. Spuneam la început că tu ai locuit și ai studiat o vreme în China. Sunt curioasă dacă ai rămas cu anumite obiceiuri de acolo sau cu o filozofie de viață pe care încă o aplici și acum. Te întreb tocmai plecând de la diferența asta dintre cultura noastră și cultura lor. Orice călătorie te face totuși mai înțelept, zic eu.
Niciodată n-am pus punctul pe ei să zic, uite, asta m-a făcut, nu știu, din cauza Chinei sunt eu așa, sau niciodată n-am stat să mă analizez și să numesc aceste cum să spun, nici nu știu cum să, nu știu ce cuvânt să găsesc, aceste transformări pe care cu călătorie atât de lungă. Eu am locuit în China 5 ani, oare asupra evoluției tale ulterioare, dar țin minte la vremea respectivă cu toții eram când ne întorceam în România după o lungă perioadă de China, toți studenții străini care ne întorceam în România după o lungă perioadă de China, ne simțeam așa cumva împăcați cu sine, eram fericiți, nu prea, ca și cum ne îndepliniseram visurile, idealurile și nu mai tângeam, nu mai aveam ardoarea aia nebună să plecăm sau frustrarea aceea că m-am întors în România și ce fac aici, așa mai departe. Deci eram foarte împăcați așa cu sine, cumva văzuserăm lumea și eram împăcați cu sine. Cred că cu asta aș zice eu că este unul din lucrurile cu care eu am rămas în urma experienței mele cu China. Iar așa punctual, de exemplu, chinezii, să spunem, iau cina foarte devreme față de noi, de exemplu, în jurul orei 5, de exemplu, și am observat că și eu am început să am rămas cu acest obicei, care se pare că este unul mai sănătos. Sau, de exemplu, ei beau apă caldă, nu apă rece. Lucruri de genul acesta care am observat eu că sunt benefice sănătății. Dar altminteri nu. De exemplu, toți prietenii mei se așteaptă, de exemplu, ei cred că casa mea este plină de doldora de chinezării, de așa, și nu sunt plăcut surprinși din punctul ăsta de vedere că am, nu știu, mobilă Ikea și așa mai departe. Sunt, nu e nimic. Deci nu am rămas să... Nu e ceva la exterior. Atât, da, atât de profund să-mi transform și casa într-un mic sanctuar chinezesc sau nu. Bun, cam asta a fost. Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția noastră, pentru dialog. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Și îi invităm încă o dată să vină la cursul tău, la Fundația Calea Victoriei, ca să afle mult mai multe lucruri decât ce am putut noi acoperi în această discuție. Le amintim încă o dată numele cursului, și anume China, o mare civilizație, mitologie, artă, spiritualitate și împărați celebri. O zi bună tuturor! La revedere! La revedere!